Sau Jason Sherry, este 4:30 dimineața, iar eu sunt într-un tren ce mă duce spre București. Avem eveniment la București pe 27, acum e 26. Ei știu că eu știu tot Bucureștiu, de la periferie până în centru. Tot Bucureștiu știe, bă, cel puțin 1000 mai, toți din centru până la periferie. Ei știu că eu știu tot Bucureștiu, de la periferie până în centru. Tot Bucureștiu știe, bă, cel puțin 1000 mai, toți din centru până la periferie. Știu. Sunt destul de sigur că foarte mulți se întreabă: bă, Sherry, dar totuși ce cauți la 4 dimineața pe tren? Nu puteai să te duci la ora normală? Că primești 3 ore de mers cu trenul între Craiova și București. Ei bine, eu mă duc la București să filmez și ceva și am zis să-mi rezerv timp și pentru chestia asta. Nu o să vă spun de acum ce filmez, sau poate să vă spun, depinde, dar filmăm ceva foarte interesant. Nu am idee cum o să iasă și sper să iasă ok. Nu pot să vă promit nimic. Pe scurt, o chestie pe care eu v-am promis-o, vreau să filmez chestia respectivă la Craiova. La București am dat de mult mai multă aparatură și deschidere din partea oamenilor și sper să iasă faina acolo și sper să fie totul bine. Pentru cei ce nu merg cu trenul de obicei și nu știu, ideea că nu e bine să adormi în tren, pentru că poate să-ți fără oricine bagajele. Dar cum e 4 dimineața, rugați-vă, tata, dați acum un like să n-adorm în tren. Nu, dar serios că... Înțelegeți. Partea frumoasă la acest tren este că la creasa întâi avem niște prize foarte șmechere. Curentul, în schimb, n-a ajuns. Pe aici nu am curent, mi încarc telefonul de la laptop, încă prizele sunt mirifice. Nu, chiar nu încarcă, absolut. O să bag deget în priză să văd poate se încarcă așa și... În momentul ăsta când Daily Vlog-ul e abia la început, parcă văd că deja sunt foarte multe persoane care se gândesc să scrie în comentarii că bă, și iar îmi faci Daily Vlog din ăla, că... Bă, e cel mai mare fan meeting la care am participat, o să fie 5 zile destul de faine la București și o să fie și cam una dintre ultimele mele plecări înainte să înceapă școala și să înceapă tot cancerul cu școala și toată chestia aia. Nu știu cum o să fie la liceu, dar creasa 8-a pentru mine a fost cancer și am deja o reticență când vine vorba de început școala, pentru că pur și simplu în creasa 8-a efectiv aproape dădusem în depresie de cât stres băga școala în mine. E pe principiu de învață cât mai mult, ocește cât mai mult ce eventuala română și matematică, în rest oricum nu o să înveți nimic. Creasa 8-a e concepută foarte prost, pentru că efectiv se spune ceva de genul, bă, oricum nu înveți nimic la celelalte materii, nu ți aruncăm timp să înveți la celelalte materii, nici nu ne interesează să înveți la celelalte materii, română și matematică, ca să iei examenul, ca să avem noi ca școală medie mare, știi? Matinal, n-am dormit o seară întreagă din cauza lui ăsta și al orez. Bun, ăsta-i cafea și ăsta-i Alex de la Ghidușii și de la Vilar Studios. Și am nu știi cine, nu-i așa? Am ajuns în gara de nord și aglomerație ca de obicei, dar o să fie Caterinca ziua de azi. Ne punem să filmăm în curând și sperăm să terminăm pe round 4, așa. Ce că ar fi chipul de la cheie. Hai mă, lasă-te. Ai! Suntem în mașină cu Alex de la Ghidușii și de la Virag Studios. Mergem la studio la Mikey să lăsăm din bagaje și după aia o să ne punem pe filmat chestia aia secretă de care spuneam. Care puteți să le lăsați. Ok, deci oficial suntem la doză în studio, dar prinde boss lumina. Aici își fac... Stai mă, că am eu lumina. Aici își filmează Mikey doza în fiecare vineri, nu? Artă viață! Am părăsit studioul, acum mergem să filmăm, nu-i așa? Păi nu e așa. Păi nu e așa. Nu filmăm noi. Ok, deci ca să vă rezum ce am făcut noi în ultimele ore, am tot filmat și filmările sunt, nu sunt aproape de terminare nici pe departe, însă sunt o oră de acum va trebui să mă duc la gara să iau pe Magda și după aia să-mi fac check-in-ul. Îmi vine să mă omor. N-avem timp, tata. N-avem timp, tata. Asta e. Uitați cum are Alex. Ui, hai să plecăm! Deci să-mi bag picioare. Alex limită pe Dinescu, mă. Nu neapărat că limită la fel ca Bendeac, deși limită la fel ca Bendeac. Bă, da, limită genial. Ia bag Alex una. Despre ce? Despre Dinescu. Dă-mi un subiect. Dă-mi un subiect. Discută despre... Nu știu, discută despre haterii tăi, mă, dacă ai. Băi, eu deschid, eu așa o chestie, mă. Primesc direct câte un mesaj pe Facebook și zice, băi, eu, băi, eu,
Băi, eu am o idee pentru o filmare. E bine, mă, ia, eu să mă aud și eu, că n-am curiat. Și face, băi, eu ăsta. Hai să mergem să filmăm cum cădem în cap. Băi, eu nu mă lua la mișto, că eu nu mă, știi? Hai, ia, gata. Da, deci, ieri e Dinescu. Bine, e mai multe pe ea, bă, Robi Roberto, fănic pe Robi Roberto. Bă, cum e dracu să-l fac acum, că sunt un pic așa, la trafic și nu prea place să... Mai tare frumosic. Bun, noi mergem în drumul taberei și reluăm filmările, suntem pe super, super grabă și trebuie să dăm și pe Ramec că... Nu, nu te pe grabă, mi se pare. Trebuie să dăm și pe Ramec că mor de foame, mă, urlă foamea în mine. Ok, deci în momentul ăsta noi ne super grăbim să ajungem să o luăm pe Magda, i-am promis lui Magda acolo de la gara. Deci efectiv nu mai merge dubița. Dai! Băi, nu am dube, merg, bă, dar asta, numai măcar restul merg. După asta nu merge. Ce zici, bre? Aha, Caterin, că este? Mașini, ciocul tău. Josh! 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 Nu acum, așteaptă puțin. Acum. Mati. Păi să-mi bag p***a. Ce mă? Să o împingem. Ce rost are să o împingi, că are un scurt aici mic. Așteptați-mă. Ok, deci numai e că Magda o e aici, o s-a dus deja la hotel. Păi mai noi trebuie să aflăm la ce linie a ajuns trenul ăsta. Trenul ei, nu știu nici ce tren e. Și trebuie să o găsesc, deci e foarte dubioasă treaba. Ok, m-am tot uitat pe trenuri și n-am reușit să-mi dau seama care-i trenul ei și care-i Duma. Deci acum va trebui să mergem la hotel. Noi nu mai avem baterie la telefon, avem 0%. Trebuie să mergem la hotel, să ne întâlnim cu cafea, să mergem cu el sau să ne spune dacă a ajuns sau la cine e, că altfel nu se poate, tata, nu se poate. Ok, am recuperat-o pe Magda, e aici cu noi într-un morman de chestii. În timp ce filmam chestia aia secretă, mi-a murit telefonul și am zis ok, nu, mi-a murit, am stat să o caut pe Magda fără telefon, v-am zis. Și am ajuns acasă și am zis să-l încarc. Și ghiși ce? Mizeria asta infectă nu merge. Deci efectiv sunt pachet de nervi. Efectiv sunt pachet de nervi. Mi-a luat cineva de grăsime ăsta, deci de grăsime, da? Da, da. Deci mi-a luat cea! Și tot se încarcă greu ca pura, frate. Deci cu chestia asta se încarcă oribil. A ajuns și Anca. Boas! Nu mă găt degetul. Și o să mergem să mâncăm la Subway. Mergem la Subway, că ne e foame. E atât de bună mâncarea de la Subway și numai că microfonul ăsta extern nu mai are baterie și microfonul extern merge pe baterie de 9V și va trebui să-mi iau o baterie de 9V. Ok, pentru noi abia acum începe marea distracție și marea parosăneară. O să ne distrăm foarte șmecher în seara asta înainte de eveniment. Dar o să închei acest daily vlog aici. Până acum această zi a fost excelentă, foarte șmecheră. Am muncit foarte mult, am filmat o grămadă de chestii interesante. De fapt, am filmat o singură chestie interesantă, o să o vedeți voi. O să fie brană, promit că o să fie brană. Deci au ieșit niște filmări, am avut și un noroc, un buran, deci... Dar deoarece acest daily vlog e aproape fumat, v-aș ruga să dați un bun butonul de like, să dați un share pe Facebook, chiar mă ajută foarte, foarte mult, dacă încă n-ați făcut-o să vă abonați, eu v-am dus! Pa!